Yo, câine, yo. Da, tu, yo. Ceau, acces. Am revenit cu un episod din MTA. Și avem de dat plană. Trebuie să mergem ca lumea pe jos. Scriu acolo. Dacă donezi 10 euro pe zi, primești două mașini de dona 6 euro. Bă, ce au avut, mă? Să o dai 10 euro pe zi. Păi, de cap, mă. Bă, voi nu știți ce vorbiți acolo, bă. Noroc! Nu, dacă întrebați ce am strigat așa, asta e tata ta. Deci am de mers acum pe jos. Am ceva, dau maraton iarăși. Am avut maraton pe ăla, pe Sampa, acum îi dăm maraton și pe MTA. Păi da, nu? Așa ar trebui să stau să mă uiți mai tare, nu? Dar nu înțeleg de ce nu se oprește. Ați văzut? S-a oprit până la urmă. Nu trebuie să zică nimeni nimic, că nu respiră lângă el, măcar să te duci în spate. Pe microfonul ăsta te trădea atunci dacă te bă și în altă cameră, te aude. Hai, mai alergă măcar, nu știu, până pe strada cealaltă. Bravo. Oh, a scris răbițul. Am vrea că vine ziua CMTA cu mine. Și mă, că nu e acasă, de unde o fi golanul ăsta? Mă, că a alergat ceva. Sau poate NMTA nu obosește. Măcar era acasă. Asta? Cred că asta. Petculescu. Are asta închise. Da, bravo! Da, în casă merge să intru. În boc ce asta de casă. Ce-i închis acum până întru? A, nu. Ia să vedem dacă mai știu eu, că nu prea am jucat eu MTR. Ia să vedem. Dăm pe chei. Alfa. Nu. Unu, trei, șase. Ia cărui. Garajul, mașina, dar este în garaj la 1136. Sper că așa era. Da. Sper să vină admin, mi sper, sper eu. Admin. A, sunt admin. Hai, mă rog, eu veniți și ajutați-mi și pe mine. Vreau eu nu mă lăsați pe jos. Șapca lua din bă, trebuie să-mi schimb și eu skin-ul ăsta, urmă, că nu mă supăr. A început, era amuzant, dar acum... Hai, mă, nu vine nimeni. Hai, mă. Ce e asta? Cum o închid? Așa. Și acum ce nu vedeți pe ajutor? S-a bucurit, vedem. Ce este rău, pe nu mă interesează. E fun, fun, F2. Da, reconnect. Ați zis că stau eu acum să se reconecteze asta. Ori se reconectează. Da. Aparent, da. Și ce mai faci? Toate bune? Am de așteptat acum până se încarcă asta. Ce să vă mai zic între timp, azi vă zic o poveste, era un tip de Rylex și voi trebuia să intrați pe canalul lui. Frumoasă poveste, sfârșit, link în descriere. Bă, mi s-a ciufulit părul.
N-aveți cum să mă vedeți. N-aveți mă cum. Da, 100 de mega pe și mă apare 600 sau 700. Mă, mișto, trebuie să vorbească cu hol. La muzica asta, ce nu s-o dea mai tare? Așa e, mă. Bă, ca pe MTA, bă, trebuie și prin cineva să vorbesc. Vreți un miez de sămânță? Nu era găsit pe aceea pe jos. Am o pungă de mieză. M-am apucat și mănânc acum. Vă fac poftă, ce bun sunt. 750 de mega are mapa, de fapt. Haide. Haide, mă, cum am plecat deja. Ajutor. Am nevoie să vină la mine. Vă rog frumos. ID 1136. Oare vine cineva acum? Așteptăm. Nici o mișcare până acum. Bine. Nu m-am băgat în seamă. Oare să le zic că dacă nu-mi dau mașina, trec să nu se mai filmeze pe server la ei? Că oh, eu vreau să filmez acum și-mi stric filmarea. Și virgula ora a lăsat în partea cealaltă. Bun. Numai a mea nu e aici. Aici e facțiune. Iar s-a bucuit. Tu le reportul vieților. Cu masa care l-au pus acolo, că acum apare piara aia. Și nici nu mi se pare un... Foarte mișto. Ce să mai... O să mai dau iar o reconectare? Bă, du-te. Bă, deci cam... Cred că atât. Ok, episodul aici. Deci cam atât a fost pentru acest episod. Eșua din cauza adminilor retardați care sunt pe acest server. Și nu te ajută că nu ai nevoie de ei. Știu că nu e vina lor, cum am parcat o mașină în gara, dar totuși dacă aveam nevoie... E, o să vadă e până la urmă. Bun, și toți care vă jucați pe acest server, pe fără lag, nu știu, eu vă recomand să nu vă mai jucați aici, găsiți-vă alt server. Că pentru că român pro și pentru că admin. Da? Ați înțeles, vedeți, din nou. Ne pișăm pe ei. Uite așa, uite așa, dau cu pia pe serverul lor. Dar la Fox le dau, doar la serverul Fox strică alea și serverul li se strice. Când cumpăr admin și le dau bani toți ăștia. Ar fi ceva. Bun, deci m-am cam nervat chestia asta. Nu uitați, Dralix în descriere și toate cele. Baftă!